Promisiunea zilei pentru tine, astăzi, din Proverbe 28 cu versetul 14, unde cuvântul lui Dumnezeu ne spune: ferice de omul care se teme necontenit. Promisiunea de astăzi vorbește despre starea de fericire a omului care se teme să păcătuiască. Orice persoană din lume dorește să fie fericită, însă cum și când putem ști că un individ are parte de fericire? Voi răspunde la aceste întrebări, dar mai întâi, ce este fericirea? Diverse grupuri de cercetare, inclusiv psihologia pozitivă, au făcut eforturi pentru a aplica o metodă științifică de a răspunde la întrebări despre ceea ce este fericirea și cum am putea o atinge. Filozofii și gânditorii religioși de multe ori definesc fericirea în termeni de a trăi o viață bună sau înfloritoare, mai degrabă decât pur și simplu ca o emoție. Fericirea socratică este viața în conformitate cu etica și nu e neapărat însoțită de emoții pozitive. Deci, unde poți găsi fericirea? Teama de Dumnezeu este începutul și temelia adevăratei credințe. Fără un respect sfânt și o adorare serioasă a lui Dumnezeu și a cuvântului Lui, nu există punct de sprijin nici pentru cele mai strălucitoare virtuți. Sufletul care nu cinstește pe Dumnezeu nu va cunoaște niciodată sfințenia. Fericit este acela care se teme să facă rău. El se gândește înainte de a face ceva și se teme să nu greșească, să nu-și neglijeze lucrul pe care l-are de făcut și este frică să comită păcate. El se depărtează de orice prietenie primejdioasă, de orice flăcăreală și de orice lucrare necurată. Această abținere de la rău nu-l face pe un om nenorocit, ci dimpotrivă îi aduce fericirea. Santinela care veghează este mai fericită decât soldatul care doarme în post. Cel ce vede de departe răul și îl ocolește este mai fericit decât cel care merge spre rău cu nepăsare și care sfârșește prin pierzare. Stimate ascultător, temerea de Dumnezeu este un har luminos care călăuzește pe om pe o cale sigură despre care se spune: nu va fi pe ea niciun leu și nici o fiară sălbatică nu va trece pe ea. Păzirea de orice se pare rău este o rânduială care curăță și care, prin puterea Duhului Sfânt, pune pe om într-o stare care îl face să-și păstreze îmbrăcămintea curată de întinăciunile lumii. În orice caz, cel ce se teme necontenit este fericit. Solomon a gustat în viața sa și din bucuriile lumii și din teama sfântă și a descoperit că cea din tâi este deșertăciune, iar cea de-a doua este fericire. Noi să nu încercăm ceea ce Solomon a făcut, ci să ne aducem aminte de concluzia la care a ajuns el: deșertăciune într-o parte, fericire în altă parte. Așadar, vom găsi adevărata fericire într-o temere necontenită de Dumnezeu și într-o trăire sfântă.